Fero, iubim apa. Bun găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Invitata mea de azi este Mirela Susan, medic dermatolog. Bine v-am găsit și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bine ați venit și mulțumesc pentru invitație. Spuneți-ne pentru început câteva cuvinte despre dumneavoastră. Cum v-ați descrie într-o singură frază? O persoană ambițioasă. Cred că asta mă definește. De regulă ceea ce îmi propun duc la bun sfârșit. Și sunt o persoană care îmi propun lucruri mari și de regulă le și realizez. Și care a fost cel mai ambițios vis? Am avut multe visuri de-a lungul vieții și multe s-au și concretizat, legate de viața de familie, legate de profesie. Au fost multe, am încercat pe multe să le realizez, multe mi-au ieșit, multe nu, dar mergem înainte și încercăm să le facem pe toate cât mai bine. Deci v-ați dorit și o familie și carieră și ați reușit să le îmbinați? Da, oarecum, da. Și spuneți-mi, pasiunea pentru medicină, de când o aveți? Pasiunea pentru medicină o am, cred că, de mic copil. Întotdeauna eu am fost atrasă de latura asta medicinii, deși inexplicabil nu am avut în familie medici, dar de mică mi-amintesc că mă jucam cu păpușile și le făceam injecții și de când eram mică eu ziceam că o să mă fac doctoriță când o să fiu mare, nu eram scârboasă, nu aveam nicio problemă cu sângele, chiar îmi plăcea mult să merg în spital, nu aveam nicio problemă legată de acest lucru și dintotdeauna mi-am dorit să fac medicină, am și învățat foarte bine, mi-a plăcut întotdeauna și școala. Și am făcut practic după școala gimnazială, după clasa 8, am și dat la liceu sanitar, atunci era vechea structură cu liceu sanitar. Am făcut inițial liceu sanitar și apoi am urmat facultatea de medicină aici în Cluj-Napoca. De unde proveniți dumneavoastră? Deloc, eu sunt născută în Moldova, undeva în județul Botoșani, dar părinții mei au plecat când eu eram foarte mică de acolo, deci undeva la un an aveam și tata a venit cu serviciu undeva aici în Ardeal, în Hațeg, județul Hunedoara, deci practic acolo am crescut în Hațeg, e o localitate frumoasă, o zonă pitorească frumoasă, la poalele Retezatului, de care mă leagă foarte multe amintiri. Acolo am făcut școala primară, acolo am foarte mulți prieteni, acolo sunt părinții mei acum. Sunt dintr-o familie modestă, părinții mei nu sunt oameni simpli, suntem patru frați, două fete și doi băieți, mai am o soră și doi frați și practic în Hațeg acolo am crescut. Sunteți sora cea mai mică? Da, eu sunt mezina familie, am fost și cea mai răsfățată în familie, deci am avut un statut special. Am o relație bună cu frații mei, cu părinții mei, suntem o familie frumoasă, care ne înțelegem bine, ne ajutăm și e important, mai ales cu sora mea am o relație specială și e bine că este așa. Relațiile de familie, din punctul meu de vedere, sunt foarte importante, da, în viață. Da, așa este. Spuneați că nu ați avut niciodată frică de sânge, de ace. Ați fost în copilărie bolnavă, ați avut contact de copil cu spitalele, ca pacient? Da, n-am fost o persoană foarte sănătoasă, eram destul de bolnăvicioasă și mă răceam foarte des și chiar mă duceam și mi-amintesc vechile injecții cu penicilină care erau atât de dureroase și făceam otite frecvent și eram destul de des internată în spital, în spitalul din Hațe, care era un spital micuț, dar îmi plăcea să mă duc și n-aveam nicio problemă. Deci niciodată n-am avut problemă sau oroare de spitale și mi-a plăcut și chiar am urmat... Chiar dacă erau dureroase injecțiile? Da, era ok, înțelegeam că mi se explica și mi-a explicat mama că pentru binele meu ca să-mi treacă boala și stăteam și acceptam și știam că e pentru binele meu ca să fiu sănătoasă. N-am, cu dinții, iarăși cu dantura, mai avut probleme și nu pot să zic că am fost o persoană foarte sănătoasă, dar mă duceam la doctor, n-aveam nicio problemă.
Și practic atunci v-ați îndrăgostit de meseria asta. Da, mi-a plăcut foarte mult, m-a atras și am considerat că mi se potrivește. Mi s-a părut o meserie foarte frumoasă în care poți să faci foarte mult bine oamenilor și îmi doream să fac lucrul ăsta și mi se părea o meserie nobilă. Mă duceam în spital și eram foarte atrasă de medici, mi se părea așa de frumos să poți să faci bine omului, să-l ajuți, să fie recunoscător pentru ceea ce ai făcut și m-a atras întotdeauna foarte mult și nu mă văd și nu mă vedeam făcând altceva și chiar îmi pare bine că am ales această meserie. Cum ați descrie adolescența dumneavoastră? Ce preocupări aveați? Am fost o adolescentă normală, cu preocupări normale pentru vârsta respectivă de atunci. Învățam foarte bine, întotdeauna am învățat bine și mi-a plăcut să învăț, dar cu toate acestea aveam și timp liber. Ieșeam cu prietenii la un film, eram în Hunedoara, atunci la liceu sanitar, în perioada liceului și acolo am amintiri frumoase. Lucruri care le fac, cred că, adolescenții în mod normal. Fără vreo ieșire în rebeliune sau ceva? N-am avut perioade, da, am fost chiar cu minte și cred că dintre toți frații mei am fost cea mai cu minte. Și părinții mei așa mă descriu ca fiind cel mai bun copil al lor. Nu am vrut neapărat, așa mi-a ieșit, așa am fost, așa, eu am învățat și cel mai bine din familie, nu le făceam probleme. Am fost un copil cu minte, chiar am fost. Există și copii cu minte. Da, da, eu am fost unul dintre acei copii destul de cu minți. Nu am avut perioade din astea de ieșiri tumultoase sau nu. A fost așa, mi-am văzut cumva, am avut un parcurs lin. La Cluj ați ajuns datorită facultății? Da, la Cluj, când am dat admitere la Facultatea de Medicină, din Hațeg, practic, se duceau spre Cluj sau spre Timișoara. Și nu știam încotro să mă duc și atunci am avut o prietenă foarte bună care era deja la Cluj și am zis că mă duc spre Cluj, cumva se zicea atunci că Facultatea de Medicină de la Cluj ar fi mai bună ca la Timișoara și așa am ajuns la Cluj. Am terminat în 2002 facultatea și apoi prin rezidențiat și ulterior așa a fost să rămân aici. Cum era perioada studenției? Perioada studenției a fost o perioadă frumoasă, grea, dar frumoasă. A fost grea pentru că venită dintr-un oraș micuț, primul contact cu viața de Cluj nu a fost ușoară. Inițial am stat chiar în cămin, ceea ce nu a fost ușor. Când vă ziceam, nu proveneam dintr-o familie foarte, să zic, nu aveam venituri foarte mari, erau chiar venituri modeste și trebuia să mă descurc destul de greu uneori, de la o lună la alta. Vă trimitea mama zacuscă de pe tren? Da, îmi trimitea și mă duceam acasă și mi-aducea mâncare și mai mâncam la cantină. Și chiar primii 2 ani, 3, au fost destul de grei și mi-amintesc de multe ori, e adevărat că și cu drag oarecum, dar a fost greu, chiar a fost greu. Primii ani de facultate au fost grei, dar întotdeauna, cum vă ziceam, am învățat bine, am avut bursă, întotdeauna am avut bursă toți anii de facultate și mă descurcam. Și ați intrat cu bursă? Da, dintotdeauna am avut bursă, da, întotdeauna. Am intrat, cred că, da, și cu medie destul de mare, nu mi-amintesc vreodată să fi pierdut bursa. Nu mai știu exact că a fost de mult, dar ceva de genul. Îmi plăcea întotdeauna și mi-am dorit să învăț, pentru că mi-am dat seama că învățând pot să ajung ceva în viață și mama mea a avut un regret legat de faptul că n-a putut face școală. La ea a fost o situație în familie că tatăl i-a murit și atunci a trebuit să abandoneze școala și tot timpul mi-a spus trebuie să înveți, să devii om în viață prin carte. Cine are carte, are parte. Și tot îmi spunea lucrul ăsta că este important să învăț, să ajung cineva în viață prin învățătură. Și ați și dovedit, în final. Da, am încercat și mi-a plăcut. Mi-a plăcut să învăț. Nu pot să zic că eu nu eram o fire stresată sau alți copii care văd... Sau tocilară. Da, în ziua de azi că învață cu greu. Nu, am avut adevărul că mi-a dat Dumnezeu și o memorie bună. Eu am o memorie cu care pot să memorez foarte mult. Mi-amintesc că stăteam în gazdă în Hunedoara cu colegele mele și ne puneam toate la învățat. Aveam de învățat pe a doua zi, istorie, geografie, nu știu ce. Eu terminam prima. Doamna, nu cred că ai învățat. Da, voi n-ați terminat, nu? Hai să te ascultăm, nu cred că ai învățat. Eu știam tot. Deci aveam o memorie bună, întotdeauna am memorat ușor. Poeziile, toate le memoram ușor. Chiar și poezii cu foarte multe strofe. Da. Luceafărul? Da, toate le memoram. Și la român am avut un profesor foarte exigent în anii de liceu, care ne punea să citim, ne punea să memorăm și cumva am și citit foarte mult în perioada aceea, pentru că era un profesor destul de sever. Dacă aveai media 8 la el, era o medie mare, dar mi-a prins bine și mi-a plăcut. V-a dat să memora și Luceafărul? Da, toate. L-a știut pe de rost? Da, cred că l-am știut la vremea respectivă, da. Știu că ne asculta și chiar la Luceafărul, dacă mi-amintesc bine, cred că
m-a și ascultat. Deci acolo la Luceafărul, cred că numai un 5 sau un 6 mi-a dat, dar a fost foarte fericită că era notă mare. Era foarte, foarte sever, dar învăța română și mi-a plăcut și mulți ziceau, am avut și eram bună și la română, mulți ziceau să fac literele, că eram cumva talentată și din toată promoția mea și la bacalaureat am fost singura care am luat 10 la oral, 10 la scris la română. Și toți îmi ziceau, dar nu faci litere. Dar nu m-a atras neapărat, mă că îmi plăcea și bine, eu eram bună așa la toate, învățam și cum vă ziceam, aveam memorie bună și eram cumva așa de note mari pe toate materiile. Și olimpică. Am fost și la olimpiadă, nu am ajuns la faza pe țară niciodată, dar mergeam și la olimpiadă și îmi plăcea. De asta zic, nu mă stresam foarte tare, venea cumva de la sine, niciodată nu pot să zic că am învățat fără să ies la joacă. Nu era un stres, eu învățam când plăcea și cât îmi plăcea, când simțeam că nu, mă duceam, nu era o presiune din punctul ăsta de vedere. Dacă pot să mă întrebați, chiulit vreodată de la ore? Da, am chiulit, clar. Da, chiuleam și cu clasa, că nu dădea bine. Deci da, nu puteam eu. Se chiulea... Exact, în masă. Deci când se pleca, plecam cu toți, evident. Și am și chiulit și eu și nu pot să zic că am fost chiar... Da, da. În limitele rezonabilului, da. Și spuneați că v-a ajutat și memoria. Da. A fost până la urmă un dar memoria. Așa este. Înseamnă că n-ați apelat niciodată la trucuri de memorare mai ușoară, mai rapidă. Nu, aveam formule din astea mnemotehnice, încercam să-mi rețin anumite, asta mai mult în anii de facultate. De exemplu, când am plecat, când am venit din liceu în facultate, am avut un șoc în anul întâi de facultate, pentru că mi-am dat seama că e foarte mult de învățat și chiar cu memoria mea nu reușesc să învăț tot cum să fac, mai ales anul întâi cu anatomia este groaznică la medicină. Și atunci am încercat să încerc un pic să-mi schimb metoda de învățare, când dădeam seama că vin examenele și eu nu sunt pregătită suficient. Încercam să-mi sintetizez altfel, am încercat să am alte formule cumva. Vedeam cum funcționează, dar încercam să-mi rețin cumva cu prima inițială, să-mi fac eu formule, să încerc să mi le combin. Da, am încercat tot felul de strategii, dar acum mă gândeam eu fără să mă învețe nimeni. Și au funcționat? Da, funcționau, da, da. Și ce sfat ați da studenților? Cum să-și trăiască anii facultății? Este important, cred că, să le îmbim pe toate. Nu-i ok numai să înveți, că până la urmă viața nu-i făcută numai să înveți și să devii un tocilar și toată ziua să știi numai carte. Este important, cred că, să le îmbim pe toate și să ai un echilibru în toate, să și ieși, să ai un timp al tău personal de dezvoltare, de a citi, de, eu știu, să ieși cu colegii, pentru că anii trec atât de repede și apoi te uiți în urmă și îți pare rău, poate că n-ai făcut anumite lucruri. Dar, bineînțeles că trebuie și să înveți, că până la urmă asta este medicina. Nu poți să faci o facultate de medicină, nu-i altă facultate, aici nu te poți juca, este vorba de viața omului, adică trebuie să fii responsabil. Dacă nu vrei să fii responsabil sau nu-ți place atât de mult învățatul, că totuși la medicină trebuie să înveți mai mult ca la alte facultăți, mai bine nu o faci, pentru că sunt alții care pot să o facă mai bine și cred că este important când mergi la un medic să știi că el a învățat cumva și în timpul facultății și așa și și-a dat silință, adică practic, da, și să simți că te poți încrede. Da, încredițezi viața ta și adevărat că și medicii, nu, sunt de multe feluri, dar este important să fii un medic bun, să-ți dai silința să faci tot ce e mai bine pentru omul respectiv și să înveți că până la urmă acolo stă. Vrei, nu vrei, până la urmă trebuie să... Și viața de medic, iarăși ce aș sfătui eu cine vrea să facă medicina, să aibă capacitatea de a învăța și pe parcursul vieții, pentru că eu și acum, în continuu, noi învățăm, mergem la cursuri de perfecționare, avem educație medicală continuă, mergem la conferințe. Învățatul nu se termină în momentul în care ai terminat poate facultatea, vine rezidențiatul, dar și ești medic specialist, medic primar, vrei să-ți faci doctoratul. Toate astea sunt, presupun muncă și învățare. Apar lucruri noi în medicină. Cine, dacă nu citești, de la un la altul se pot schimba lucrurile foarte mult. Și atunci rămâi cumva în urmă, n-ai cum. Deci trebuie progres în medicină și cumva trebuie să fii pregătit la o viață din asta la care trebuie să mai și citești pe parcurs. E adevărat că nu mai înveți neapărat, dar trebuie să citești. Sunt articole care trebuie să te pui la punct cu ele. A fost o opțiune ușoară să alegeți dermatologia? Sau v-ați calculat mult timp șansele, ce să faceți, unde să mergeți? A fost o alegere mai dificilă din punctul meu de vedere, sau cel puțin în ceea ce mă privește,
Deci eu am intrat la facultate și în anul 2 de facultate am avut o prietenă bună care a murit de cancer pulmonar. A fost așa un moment greu pentru mine, a fost un șoc emoțional și atunci m-am gândit eu ce să fac. Atunci pentru prima dată m-am gândit ce specialitate o să aleg, pentru că era medicină generală, eram în anul 2, mai aveam încă 4 ani, deci eram cumva în prima parte și am zis ok, o să fac oncologie ca să lupt cu cancerul. Mă gândeam eu atunci că ce frumos ar fi să pot să fac oncologie. Și într-adevăr, gândul ăsta m-a urmărit peste ani. Nu era neapărat o obsesie să fac neapărat oncologia, dar când am dat rezidențiatul, am gândit totuși ce o să fac. Și am zis, hai totuși să fac oncologie, să văd cum e. Am ajuns la Institutul Oncologic, am ales într-adevăr oncologia inițial la rezidențiat, dar mi s-a părut o specialitate foarte grea, cu o mare încărcătură emoțională și chiar dacă sunt o persoană foarte puternică, nu cred că mi s-ar fi potrivit atât de bine. Sunt o persoană sensibilă în același timp, care mă implic foarte mult în viața omului și sufeream foarte mult când mureau pacienți și când am ajuns la secția de tumori cerebrale, efectiv, când am fost pe alte secții, pentru că era o rotație, erau pacienți în vârstă care îți mureau și cumva te gândeai, na, și-a trăit viața, asta este, avea să zic peste 70 de ani, te gândeai, înțeleg. Ok. Când am ajuns la secția de tumori cerebrale și mureau tineri mulți, atunci am zis, nu știu dacă pot să trăiesc cu chestia asta, pentru că la fiecare pacient sufeream. Și m-am gândit ce să fac mai departe. Întotdeauna am fost atrasă și de latura asta estetică, de frumos. Mi-a plăcut întotdeauna frumosul. Aveam tot așa o prietenă care făcea dermatologie și a zis, haide, nu vrei să vii într-o zi să vezi cum e la derma, să vezi că e o specialitate frumoasă, poate ți-ar plăcea. Și m-am dus până la derma într-o zi și într-adevăr mi-a plăcut. Și atunci am zis, hai să fac ceva de dermato-oncologie și am ales să... Să le îmbinați totuși. Da, am zis să... Da, cumva îmi plăcea și oncologia, era frumoasă, doar mi se părea foarte grea și foarte greu să te detașezi când ajuns iar acasă și să... era greu, oricum. Mă gândesc și... că și plâns mult când da, și la fiecare pacient, mai ales primul an era foarte greu. Și pe aceea m-am înscris la doctorat și mi-am ales o temă de doctorat despre cancerele pielii și așa cumva am avut primul contact cu dermatologia prin cancerele de piele. Deci cumva a fost un fel de dermato-oncologie, a început să-mi placă și ulterior atunci am făcut practic transferul dinspre oncologie spre dermatologie și cred că mi se potrivește și acum nu mă văd făcând altceva decât dermatologie. De aceea este foarte important și când termin medicina. Eu am predat și la studenți o perioadă când am fost la dermatologie și mi-am făcut și doctoratul și eram doctorandă, aveam ore cu studenții anului 6 la dermatologie și mulți mă întrebau ce să fac mai departe, ce specialitate să aleg. E atât de greu, pentru că sunt atâtea specialități și ești influențat de multe ori de medicii cu care faci la lucrări practice. Este important să-ți placă specialitatea respectivă, să te duci, să vezi cu ce este. Chiar îți place, să ai doar o impresie de moment. Pentru că, practic, de ceea ce alegi atunci, practic, depinde toată viața ta. Ne puteți povesti și un eșec, poate, din practică, din facultate, din care ați învățat ceva? Vă dați seama că orice medic care și este și partea de succes, este și partea de eșec. Nu știu dacă sunt neapărat eșecuri, dar sunt cazuri care merg mai prost decât altele. Pentru că de multe ori pacienții asta nu înțeleg. Când vin la un medic, ei nu înțeleg că fiecare organism este individual și poți să răspunzi la un tratament sau poți să nu răspunzi. Nu există o rețetă general valabilă pentru toate lucrurile? Nu. Și de multe ori dai aceleași tratamente, la unii funcționează, la unii nu, pentru că sunt factori care țin de fiecare persoană și sunt variații individuale de răspuns la tratament până la urmă. Sunt cu ce ne confruntăm noi în dermatologie sau lucrurile care nu merg așa de bine sunt partea într-adevăr de cancerul de piele și mai ales melanoamele. Acolo, din păcate, avem și pacienți tineri care vin cu melanom. Acolo un pic te simți neputincios în fața acestei boli, dar totuși și aici, eu zic că în ultimii ani cu campaniile acestea de mediatizare și de informare a populației asupra riscului de cancer de piele cu expunerea la soare, totuși prindem melanoame în fază bună, în fază incipientă, care sunt practic tratabile, ceea ce e foarte mare lucru. Monitorizarea periodică a lunițelor, ei vin și atunci cumva nu mai sunt nici melanoamele alea groase, agresive, alea mai mult ajung probabil la oncologie. La noi, la derma, totuși, noi avem o patologie frumoasă, dar ne luptăm și noi de multe ori. Și o acne banală de multe ori. Poți să te lupți cu ea și să nu meargă foarte bine, pentru că sunt influențe hormonale, de tot felul, de alimentație, de stres. Și atunci trebuie văzut care este rețeta optimă pentru fiecare pacient. V-ați confruntat vreodată cu acnea? E una din problemele...
Eu n-am avut niciodată, nu, niciodată n-am avut acne, e bine, așa ușoară, dar nu pot să zic că n-am fost o pacientă acneică niciodată, am fost norocoasă din punctul ăsta de vedere, dar, din păcate, cred că 80-90% din adolescenți suferă de acne, într-o formă mai mică sau mai mare, de-aia este important și părinții să-i aducă la medic, pentru că aici iarăși este o problemă și cu acnea. Mi s-a întâmplat și mie să vină părinți și să-i cu adolescentul, care săracul e plin de acne și te lasă că-i trece până se mărită. Nu asta e atitudinea, pentru că naște niște complexe și respectiva persoană este destul de frustrată și importantă imaginea, până la urmă ei sunt la o vârstă la care dezvoltă complexe de inferioritate foarte ușor. Sunt curioasă dacă dumneavoastră aveți tot timpul în geantă, în bagaj, vara în special, cremă de protecție solară sau dacă folosiți tot timpul când vă expuneți la soare. Da, n-ai cum ca dermatolog să recomanzi și să nu folosești, deși asta e ca și cu preotul sau nu, că se face ce zice popa, nu ce face el. Da, încerc. Eu și am un fototip sensibil, eu sunt mai blonduță cu ochii așa deschiși la culoare și atunci eu nu fac parte din categoria persoanelor rezistente. Mă ard ușor și atunci cumva și datorită fototipului meu am fost nevoită. Dar în ultimii ani, adică când știu cât de periculos e soarele și acum ce am în bagaj nu este cremă neapărat, pentru că varianta de cremă se aplică greu, a apărut în ultima vreme spray-urile acestea cu SPF. Tu le ai în bagaj, efectiv și peste machiaj, îl scoți din geantă, îți reaplici, neapărat că umpli mult. Eu la cât lucrez și cât stau în soare, n-am nicio problemă, că eu vin dimineața, plec seara și când nu mai e soare. Dar în principiu, dacă merg mult pe jos, pentru că iarăși lumea nu înțelege de multe ori fotoprotecție, nu înseamnă când te expui la plajă. Înseamnă și că mergi pe stradă, pentru că te prinde soarele. Nu-i rău la 2-3 ore să-ți reaplici un pic. Ce obiecte nu vă lipsesc niciodată din geantă? Un top 3 al obiectelor preferate? Nu-mi lipsește irul de buze, că din păcate mi se usucă buzele foarte tare și de tot timpul am un stick de buze cu care tot timpul trebuie să-mi hidratez buzele. Spray-ul de protecție solară, dacă-i vară, dacă îmi văzeam ăsta, de multe ori îmi lipsește, pentru că nu umblu mult și atunci plec dimineața, vin seara și știu că nu stau în soare. Și nu știu. Asta, ir, stick sau ruj de buze. În rest, nu. Nu sunt așa neapărat cu machiaj, mă machiez dimineața, nu am neapărat. Și bineînțeles, telefonul. Telefonul, da, 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 exact. Telefonul, că am devenit dependență de telefon, e băgat în ultima vreme și nu, nu e rău până la urmă și tehnologia asta e bună până la o limită. Ideea e să nu abuzăm. Cât timp ați putea sta departe de internet? Sau de tehnologie? Pot, în principiu, pot să stau, nu am o problemă cu lucrul ăsta și noi, cred că totuși, generația mea nu suntem generația cu tehnologie. Eu văd acum la copii de astăzi totuși ce diferență. Cred că ei n-ar putea sta departe că au crescut cu ea. Noi n-am avut. Eu primul calculator l-am avut, cred că, în facultate. Și primul telefon? Primul telefon tot așa, în facultate. La 20 de ani l-am avut. Deci erau alte vremuri totuși. Atunci eu nu am o problemă cu lucrul ăsta. Pot să renunț și pot să stau liniștită. Din păcate trebuie să fii conectată, că și dacă plec din țară, să zic, vorbesc la clinică, cu secretara, care sunt problemele legate de mai mult de profesie, nu neapărat că stau pe Facebook sau pe Instagram, nu sunt mare fană. E necesar să fiți și managerul unei clinici. Da, din păcate nu, trebuie să ții legătura cu ceea ce se întâmplă, ca treaba să meargă bine, ce se întâmplă aici, cu echipa, cu toate, mai ales acum, cum a fost totul acum deschis recent și cu toate, trebuie văzut un pic ca lucrurile să meargă și a fost așa o perioadă mai grea, dar lucrurile se așează. Cum s-a născut acest vis de a avea o clinică? Nu v-a fost teamă că nu veți mai avea suficient timp să vă dedicați pacienților din cauza obligațiilor de logistice, să spunem așa. Da, încerc să le îmbin. E greu. E mai greu decât mi-am închipuit, sincer. Dar, cumva, cum vă ziceam la început, cum am început acest interviu, să zic, sunt o persoană foarte ambițioasă și, în general, încerc să fac lucrurile și să le îmbin. Am și o mare capacitate de muncă, îmi place să lucrez. Deci eu, când aud că sunt femei care stau acasă, eu nu pot să înțeleg lucrul ăsta, adică pot să înțeleg, dar nu rezonez, eu n-aș putea. Mie îmi lipsește, efectiv, eu vin la lucru cu drag. Eu dacă plec undeva, cumva aștept să mă întorc, îmi place aici, avem o echipă frumoasă, îmi place lucru cu pacienții. Îmi place, efectiv, mi se potrivește foarte mult, asta încă nu pot simt că, vai de mine, e ceva foarte greu. Și atunci încerc să le îmbin pe toate. Inițial a fost un cabinet micuț, acum 8 ani, în 2010, a fost prima dată. Lucrurile au crescut de la an la an, cumva a fost așa o evoluție normală, firească a lucrurilor și atunci a fost o nevoie de a dezvolta cumva și partea asta de dermatologie să fie un concept integrativ cu colegi chirurgi care să oferim pacienților servicii complete. A crescut partea de consultații, am zis hai să luăm și câteva lasere, să oferim mai multe. Ne-am axat și pe partea de estetică pentru că în ziua de azi dermatologia nu se mai face numai cu lupa, există atâta tehnologie. După aceea sunt partea de estetică. Noi facem până la o limită ca dermatologi, apoi trebuie să trimiți la chirurg. Este important să ai, cred că, un concept unitar în aceeași, să zic,
zic, incintă. Și așa s-a născut cumva acest proiect care a luat, l-am tot gândit așa de vreo 4-5 ani, încet, încet l-am pus pe roate, cum să facem și s-a concretizat chiar anul acesta și pot să zic că sunt așa, mă simt atât de împlinită din acest punct de vedere. Și ați făcut totul singură, cumva, de la A la Z. Ați avut și susținere financiară din afară? Singură l-am făcut. A fost greu, într-adevăr. Acum, privind în urmă, nu știu de unde am avut atâta curaj. Că parcă acum nu știu dacă aș mai avea asemenea curaj, dar cred că așa a fost un pic de inconștiența vârstei sau nu știu cum să zic. Vă dați seama că nu am avut de unde să am atâția bani, pentru că e un proiect mare, dar am apelat la Banca Transilvania, Divizia pentru Medici, care m-a ajutat cu credit. Când am vrut să-mi iau și aparatură, au zis, nu îți mai dăm credit, că ți-am dat pentru clădire. Zice, te trimitem la BT Leasing, deci mi-am dat în leasing. Cu un credit, cu împrumuturi, pentru că până la urmă acolo eram în chirie și dacă stai să calculezi cât dai chiria în de an, se adună, măcar la sfârșit rămâi cu ceva. Exact. Și altceva, eu sunt o persoană curajoasă din punctul ăsta de vedere și multă lume, vai, dar poți să dormi noaptea, dar cum te bagi în împrumuturi? Da. Nu, eu nu sunt o persoană de genul ăsta, atât timp cât pot să muncesc, nu mi-e frică că nu o să pot să-mi plătesc creditul. Important să fiu sănătoasă și să pot munci și să fac cu drag ceea ce îmi place. Și eu zic că lucrurile trebuie să meargă, na? Și altfel nu se poate. Dacă nu riști un pic în viață, nu faci nimic. Asta e adevărul. Câte ore reușiți să dormiți pe noapte? Cam 5-6 ore, cam pe acolo, cam la 6 ore. Nu e prea puțin, reușiți să vă odihniți? Nu, da, nu, cred că așa m-am obișnuit, așa mi-e bioritmul. N-am nicio problemă, mă simt bine, cam așa, cam 6 ore pe noapte. Mai mult nu cred că dorm, 7 maxim, dar deja dacă e 8 e lux. Și de unde vă luați energia dimineața? Într-o ceașcă de cafea? Da, cafea îmi place. Recunosc, îmi place cafeaua și sunt consumatoare. Și trebuie să beau cafea dimineața, dar e ok. Și peste zi mai beau una, două, așa, două, trei cafele pe zi, așa m-am obișnuit, că nu prea am alte vicii, nu fumez, nu? Și atunci cafeaua doar, care mi-e așa. Dar în perioadele de obosire mai am un pic de magneziu și de stres mare care mă ajută. Am o prietenă internistă și ea tot zice că mă simt obosită, ia un pic de magneziu. Și mă simt obosită, iar e timp să mai iau un pic de magneziu. Nu, e ok, m-am obișnuit și îmi place. Îmi place. Și cum arată o zi obișnuită din viața dumneavoastră? Păi, în principiu, pe la 7 mă trezesc, fac sandwich-ul la copii, pregătesc de școală, duc copii, fetița mea deja în clasa 7, măricică, merge singură deja și merge cu troleu dimineața, așa că ea pleacă prima. Eu, după cel mic, care acum a intrat în clasa 0, îl duc la școală, îl las pe el la școală, după care mă întorc acasă, de obicei că e acolo în cartier școala și îmi iau micul dejun, beau cafea și pe aia vin spre clinică, undeva pe la 9, 9 jumătate, 10 sau eu de obicei încep la ora 11 la cabinet și mi-am făcut programul de la 11 la 20 seara, dar nu întotdeauna stau până la 8 seara, cam 3 zile pe săptămână stau până la 8 seara, cam 2 zile plec mai repede și până la ora 11 mai am întâlniri, mai am diverse de rezolvat și de la 11 consult până seara, am consultații, intervenții, tratamente, cam asta ar fi și la 8 spre casă. V-ați sfătuit copiii să urmeze medicina? Da, da, și chiar le-am spus și mi-ar plăcea să facă medicină, pentru că eu știu că am pornit în acest domeniu fără să am un sprijin. Și de multe ori mă uitam cumva cu, nu am putea să zic invidie, dar așa cumva mă gândeam așa cu părere de rău ce bine ar fi să am și o tata sau mama medic să mă ajute. Cumva mă uitam la copiii care aveau părinți medici, la colegii mei și am ce mare avantaj. Și chiar le-am spus, nu vreți să faceți medicină așa, așa, nu le place sângele. Și nu vor, și când vine aici la clinică, zice, uai, ce urât miroase, sau când mă duc acasă, de multe ori zice, miroase spital. Deci nu cred, nu cred, dar nu se știe niciodată, că am mai auzit de situații de astea că s-au schimbat ultima asta de medic. Dar ați avut bătăi de cap să-i duceți la medic? Să nu, nu, sunt curajoși, nu, da? Nu. Să știți că chiar acum la cu cel mic am fost la vaccin și așa de cu mintea asta, deci am fost chiar surprinsă și n-a scos nici pâs și stau, nu, așa le-am spus, nu fac circ, e ok din punctul ăsta de vedere, dar nu le place. Dar nu se știe niciodată, că nori am avut și colegi care în clasa 12 s-au decis pentru medicină. Până la mea nu este o regulă. Eu am fost atrasă de mică, dar nu trebuie să fie toată lumea ca mine. Într-adevăr, poți să descoperi vocația exact, și la 30 greu. Și ceva de ani. Și eu zic că e greu, pentru că, nu știu, așa și vremurile astea care le trăim, nici nu știi ce să faci în ziua de azi. Dar eu zic că totuși medicina, cumva, trebuie să ai o vocație, o pasiune, altfel nu poți să o faci bine.
că sunt mulți medici care dacă faci din alte considerente pentru partea financiară, nu cred că e ok. Bine, e ok, nu trebuie să ne mințim, că trebuie să și câștigăm până la urmă, dar nu asta e totul. Dar România e o meserie din care se câștigă bine, sincer. Acum, din care se poate trăi bine în contextul actual? Da. Legat de sistemul privat, dacă îți faci un nume și ai pacienți, cred că da, e ok. Acum și în sistemul de stat, am înțeles că au mai crescut salariile. Eu puțin am prins, eu am ieșit din sistemul de stat în 2009. Când am terminat practic rezidențiatul, deja de aproape 10 ani, nu știu exact cum merge sistemul de stat, am zis că așa acolo au mai crescut salariile și lucrurile par totuși să meargă pe o direcție bună. Acum e greu de cuantificat și meseria de medic cred că într-adevăr presupune responsabilitate și trebuie plătită ca atare. Evident. Dar cred că, părerea mea, din orice meserie se poate trăi în România dacă o faci cu drag și practic, eu zic și poți să fii orice meserie ai face. Dacă îți place ceea ce faci, poți să câștigi. Dacă nu, un pic îți dai și tu interes să faci ca lucrurile să meargă. Ce ați face dacă mâine ați câștiga $1,000,000? Ce ați face cu banii? Nu știu, cred că mi-aș plăti datoriile. Și aș sta mai liniștită. Nu știu, nu mi-am pus așa... Nu, nici m-am gândit. Ați mai investit într-o clinică. Acum știi să o fac mai bine. Că a fost așa un pic greu cu proiectul acesta până și fața de construcție, cu meseria și toată lumea știe cum se construiește în România. Au fost niște probleme. Dar până la urmă, cred că a doua știi să o fac mai bine. Deja am experiență, mă pricep și la construcții. Clar că de multe ori acum ne-am mutat și era așa clinica mare, frumoasă și acum ne gândim, vai, ce fain ar fi să mai avem totuși niște camere, parcă tot nu ne ajunge. Niciodată nu se știe, de ce nu? A doua clinică. Și legat de rolul de mamă, ați simțit vreodată că ați sacrificat timpul cu copii în detrimentul carierei? Cred că întotdeauna este un sacrificiu, oricât ne-am mințit să zicem că nu, că e ok. E adevărat că încerci să le îmbini și încerci să împarți întotdeauna sau să te împarți între viața de familie și carieră. Și cred că e greu să găsești acel echilibru. Dar cred că sunt anumite sacrificii care trebuie să le faci în viața personală ca să poți să te realizezi pe partea aceasta de carieră. Încerci să le îmbin și, într-adevăr, marele meu regret este că poate nu pot să stau cu copii atât de mult cât mi-aș dori. Dar încerc să stau și încerc să cred că, de fapt, contează și calitatea timpului petrecut, nu numai cantitatea. Și știți cum, copiii oricum au vârsta aceasta la dar, care... dintre copii, care e genul mai mămos, care ar trebui să petreacă un ultim? Da. Băiatul, da. Fetițele, de obicei, și fata deja intră în perioada aceasta de preadolescență. Deja și dacă mă duc la ea să o pup sau ceva, e mai deja mai rău. Un weekend, zic, mai stai și tu cu noi, zice, nu, mă duc cu fetele în parcul mare, mă duc la un film cu colegii. Deja încearcă să se desprindă. Da, așa e deja mai independent. Da, exact. Și până la urmă trebuie să te bucuri de momentele acestea, că ei cresc și după aceea, cumva, îți pare rău că n-ai stat mai mult. Sunt anumite momente care, până la urmă, dar cred că este important să-i asiguri pe copii de dragostea ta și că când vii acasă, acolo ești pentru ei, practic. Și cred că am încercat să le îmbim pe amândouă. E greu, într-adevăr, în momentul în care ai și familie și carieră, e greu să te împarți. Dar cred că poți să le faci totuși bine pe amândouă, astfel încât și copiii să fie fericiți și tu să te simți fericită și să nu ai frustrări la rândul tău, că e foarte important. E mai grea meseria de medic sau cea de părinte? Cred că sunt lucruri diferite și grele sunt amândouă. Mie personal mi se pare ușoară oarecum amândouă pentru că le fac cu drag. Și am avut, cum să zic, am avut parte de niște copii cu minți, nu sunt niște copii cu... N-au fost copii cu probleme și ca bebelaje n-am avut probleme să fie copii de aia isterii, să urle cum aud. Au fost copii cu minți, au dormit. Eu am început serviciu foarte repede după ce am născut. N-am avut probleme de genul ăsta, să stau acasă un an sau doi. Eu la cabinet cu cel mic m-am întors la 2 săptămâni după ce am născut. Și ați avut pe cineva să vă ajute? Da, am avut într-adevăr. M-am avut o bonă care era foarte bună și la mine în casă de mulți ani și cumva ca o a doua mamă pentru copii, pentru că fiind din Hațec, județul Hunedoara, n-am avut nici mamă, nici soacră aici aproape, dar am avut o doamnă bună și am încercat la început, chiar dacă m-am întors la 8 ore, mă întorceam așa 2-3 ore pe zi cât să nu pierd contactul. Și am încercat să le îmbin pe ambele și pot să zic că sunt foarte grele. Dacă faci ceva cu drag, eu zic că orice meserie e frumoasă și nu simți greu. E un greu, dar plăcut oarecum. Ce fel de mamă sunteți sau doriți să fiți? Modernă sau să aplicați tehnici tradiționale, învățate de la părinți?
Cred că și. Încerc să fiu modernă, dar nu-mi reușește de multe ori și fiica mea zice că, acum ești ca și bunica, așa ai vorbit. Nu-mi dau seama, dar cred că undeva există niște reminiscențe. Încerc să țin pasul, dar de multe ori dacă sunt prea modernă, zice, la tine nu sună bine. Dacă zic așa un cuvânt din asta, mai, zice, la tine în gură parcă nu iese bine. Nu știu ce am zis într-o zi, creepy, sau nu știu ce și-o zis, dar nu, deci la tine nu sună bine. E bine, cred că să... Tehnicile tradiționale, cum era mai de mult, nu cred că e chiar cea mai bună educație. Dar un pic copilul cred că trebuie să știe și de respect față de părinte. Și să fie reguli clare? Da, sunt anumite reguli care trebuie la ora aia la culcare, regla de învățat. Aici cu învățatul e relativă. Că nici nu trebuie stresat copilul, că dacă îl învață mama pentru tine, trebuie să îi arăți că trebuie să învețe, că e spre binele lui. Adică să-l motivezi cumva, nu să învețe pentru o notă, pentru că știm cum se iau notele. Și ce părere aveți despre faptul că mulți părinți încarcă agenda copilului cu tot felul de activități, not, tenis, sport? Nu-s de acord. Eu, de exemplu, am avut o tentativă cu fetița mea să o duc la pian și mi-am dorit foarte mult să facă muzică. Mi-e place și muzica și am zis, mă, e bine să știe la un instrument, că o dezvoltă. Nu-i plăcea pianul. Și mi-am dat seama, a fost câțiva ani la pian, se ducea, zicea cu groază, am zis, pentru ce s-o chinui? Nu-ți place, a renunțat. Nu trebuie să facă pian ca așa vreau eu, trebuie să facă ce-i place ei. Este important să vezi pasiunea copilului. Nu trebuie să facă muzică, nu trebuie să facă sport, nu trebuie să facă ce vrei tu. De fapt, asta presupune și să-ți cunoști bine copilul, să petreci cu el. Da, și să vezi, pentru că copiii sunt diferiți, nu trebuie să te comporți cu... Că de multe ori părinții, eu zic că ajung la vârsta adolescență și zice, vai, păi cum e ăsta așa, că celălalt e ok, că la fel i-am crescut pe amândoi. Copiii nu trebuie crescuți la fel, pentru că sunt diferiți, au personalități diferite. Cu unul funcționează, nu mai l-ai certat și el săracu-i foarte acolo, înțeles de vorba, altul trebuie ridicat vocea, poate, sau făcut anumite pedepse. Sunt diferiți pentru că nu-s la fel să-i crești la fel, pentru că sunt așa de personalități diferite, dar trebuie să fie niște reguli și trebuie să știi să te impui până la urmă, că până la urmă ți se urcă în cap. Deci prietenie până la o limită, dar încerci totuși să fii prieten, că dacă nu se distanțează, ajung la vârsta la care nu-ți mai spun, adică trebuie să simtă că pot să vină la tine cu încredere, să te simtă aproape, e foarte important. Dumneavoastră, pe cine sunați prima dată când aveți o problemă? Nu știu ce să zic. Sunt relații bune cu mama mea, aș putea să zic că o sun pe ea, dar de multe ori dacă am o problemă, nu vreau să o sun că o încarc. Și se supără și plânge și se consumă. Am o prietenă foarte bună cu care comunicam tot despre viața mea și cred că la ea, să zic, aș suna prima dată. E prietena mea cea mai bună și cred că ea mi-e ca o soră. Sora mea e în București. Și de multe ori de asta zic că așa te duce viața, că ajunge să-ți fie o prietenă de multe ori mai aproape ca o soră. Și cred că pe prietena mea aș suna, sau pe sora mea care e în București, sau pe mama dacă aș ști că nu o implică foarte tare. Sau unele cazuri pe toate trei. Exact! Sau de multe ori încerc să-mi rezolv singură, că știți cum e, de multe ori poate nu mai bine, nu mai zici la nimeni și încerc să te descurci cu poți. Dar noi femeile simțim nevoia de a ne confesa, de a vorbi despre orice, nimicuri sau lucruri importante. Așa este, da, noi suntem mai... da. Și mai aveți timp și de shopping sau... lucruri prin care să vă răspățați? Da, mă duc la shopping, nu foarte mult, e adevărat. Merg mult, plec mult din țară, prin natura profesiei, merg mult la conferințe în afară și mai merg acolo, mai prin, că aici nu prea am timp, să zic, dacă este un weekend. Și când mai ies în afară, mă mai duc, îmi fac așa o tură de shopping, dar nu, shopping online, nu sunt foarte, să zic, mare fan. Odată la nu știu cât timp mai îmi cumpăr. Da. Fac shopping și noi, femeile, avem această terapie prin shopping. Când suntem mai supărate, mergem și ne luăm ceva și nu investesc. Adică investesc și în haine, dar îmi plac gențile și pantofii. Mi se pare că hainele nu se mai uzează, nu e așa de important, dar o geantă bună, un pantof, îmi place să-mi iau. Și totuși, ținuta preferată în care vă simțiți cel mai comod? Ținuta mea, eu de regulă sunt mai elegantă, nu prea am ținută sport. Eu mă simt bine îmbrăcată elegant, un pic de toc, întotdeauna am tocuri, nu prea am încălțăminte sport. Sunt o persoană micuță și atunci întotdeauna am vrut să fiu un pic la înălțime și eu toți pantofii mei au un pic de toculeț. Și elegant, stilul mai business, deci nu mă îmbrac sport. Mă îmbrac și în blugi, dar de regulă mă îmbrac elegant. Fustă, rochiță, sacou, costum, de regulă, cam așa mă îmbrac.
Știți cam câți pantofi aveți? Mulți. Foarte mulți. Chiar prea mulți. Îmi iau pantofi, recunosc. Și toți stau cu toc și drăguți. Și, no, mai facem curățenie, mai luăm alții și tot așa. Și când mergi undeva, tot n-ai cu ce să te îmbraci. Așa. Acum fiecare avem câte un produs preferat. Exact, da. Și legat de călătorile în străinătate, care da. E țara unde vă întoarceți de fiecare dată cu drag, cu plăcere? Am multe locuri frumoase în care am fost. Îmi place mult Spania, îmi place zona de Spania, îmi place ei și ca popor, așa, și îmi place clima. Eu nu suport iarna și frigul, eu am o problemă, îmi place vara. Ori la ei clima mi se pare foarte frumoasă. Astăzi plec în Spania la un congres. E ok, și Franța îmi place mult, îmi place Parisul mult, mi se pare un oraș foarte frumos. Cam să zic Parisul, neapărat Franța, și Spania ca și țară, ca și climă, ca și oameni, mi se pare așa, niște oameni calzi. Vorbăreți, sociabil, îmi place că mă duc în Spania de fiecare dată și mi-ar plăcea să locuiesc acolo din punct de vedere al climei. Mi se pare o climă frumoasă. Luați la pas orașele de fiecare dată când mergeți? Intrați în vorbă cu localnici? Da, mă duc, vorbesc, da. De regulă sunt persoană destul de sociabilă și vorbesc mult în general. Lumea care mă cunoaște știu că nu sunt o persoană tăcută. Și care ar mai fi hobby-urile dumneavoastră? Îmi place să citesc, dar nu prea am timp. Pasiunea pentru citit am dezvoltat-o din liceu, când am avut acel profesor foarte sever și ne punea să citim. A citit Tolstoi, Dostoevski, ne punea să citim. Dar atunci citeați de nevoie mai mult? Dar nu, îmi plăcea. Mie chiar îmi plăcea, dar ne punea să citim prea mult. Citeam și de nevoie, că de nu ne dădea 2 și 3, deci nu era nicio problemă la notă. Deci citeam și de nevoie, dar ne dădea foarte mult. O simțeam atunci, într-adevăr, ca pe povară. Dar cumva lucrul ăla s-a imprimat și a rămas peste ani. Dar îmi place mult sportul. Îmi place să fac sport și încerc să-mi fac abonament la sală și să mă duc de 2-3 ori pe săptămână, pentru că și cu vârsta și important pentru sănătate. Și îmi place și să mă uit la sport. Îmi place orice sport. Mă uit la tenis, mă uit la fotbal, deși sunt femeie. Îmi place. Îmi place să mă duc și încerc să fac eu mișcare. Mi se pare important să promovăm un pic stilul ăsta de viață sănătos în care să includem și mișcarea. Mergeți la sală, spuneți. Da. Faceți și tenis? Nu prea fac. Mai mult la sală mă duc. Așa m-am obișnuit. Dar încerc să ies în weekend, să zic, și cu copii, să jucăm un pic de badminton sau în curte, sau încerc să nu stăm atât de statici toată ziua pe tabletă, pe telefon, că zic că lucrurile astea sunt dăunătoare și cumva să le imprim în stil de viață sănătos și legat de sport și legat de alimentație. E foarte important, eu așa zic. Ați încercat vreodată și vreun sport extrem? Sau ați încercat? Nu, că mi-e frică. Nu, că nu sunt așa de... Totuși vă plac provocările. Da, nu, din punctul ăsta de vedere n-am încercat niciodată. Poate că, nu știu, N-am avut poate în jur cineva să mă stimuleze în direcția asta, n-am avut prieteni sau anturajul care să fie așa mai provocator. N-am încercat niciodată. Dar când vine vorba de călătorii în locuri exotice sau mai periculoase, ați încercat? Nu, n-am fost. N-am fost, că cred că totuși un pic mi-e frică. Nu știu de ce, nu sunt așa aventuroasă din punctul ăsta de vedere. Totuși trebuie să fiu pe un tărâm cunoscut, cumva să controlez. Dar nu se știe niciodată. Da, să nu spui niciodată, Da. Exact. Și spuneați că vă place să citiți, cam care ar fi genul preferat sau doar cărți de specialitate? Păi în ultima vreme n-am mai citit, recunosc foarte mult, mai mult cărți de specialitate, sunt foarte prinsă, a fost proiectul acesta cu clinica. Îmi place să citesc orice, n-am nicio problemă, citesc și literatură și clasică și orice, îmi place. Dar nu prea am timp, asta e problema. În rest, mă duc la sport, ca și hobby-uri, nu pot să zic că am foarte mult timp, cam asta, sport și citit. Foarte mare lucru, nu? Pe Facebook, cam cât timp petreceți? La ce dați like? Ce urmăriți de obicei? Pe Facebook nu prea stau. Așa seara, poate, sau dimineața, când beau cafeaua un pic, mă uit. Dau like-uri la ce-mi place de obicei și la prieteni, dacă îmi plac anumite postări. Nu dau like-uri numai așa de dragul de a da like, că mi-e prieten sau nu știu ce. Nu, dacă îmi place o postare, chiar dau like. Dar nu sunt eu mare fan. Citiți articole sau pe subiecte medicale? Da. Sau sunt... discuții pe forumuri, pe teme medicale? Păi acum pe forumuri nu intru de obicei, pentru că sunt multe prostii, sincer. Și când văd ce tâmpenii scriu, mă ia cu groază și mă enervez un pic. Și pe forumuri nu intru, pentru că acolo ești toată lumea cu părerea care nu are studii medicale și când vezi ce e, sau mă mai includ și pe mine tot felul de prieteni, tot felul de grupuri, care eu, când văd ce e acolo... Fiecare își dă cu părerea. Mai este acum recent un grup de mămici pe care, nu știu cine m-a adăugat, deci... Toți sunt doctori în online. Da, și așa niște aberații uneori, nici nu știi ce să... Deci, da, pe domenii medicale mai intru, mai citesc articole sau știri, da, intru.
Dar nu neapărat, nu prea am timp. La televizor mă uit de ani de zile. Nu cu televizorul, să zic. Nici nu deschis iar acasă televizorul. Ce alimente consumați și ne-ați recomandat și dumneavoastră pentru o piele frumoasă, sănătoasă? Aveți anumite trucuri personale de îngrijire? Eu zic că foarte mult contează gena. Și multă lume crede că noi care lucrăm în industria asta esteticului ne facem atâtea tratamente. Adevărul este că suntem așa, sau cel puțin eu vorbesc de mine, suntem ca și cu pantofarul sau ca și cu cizmarul care n-are cizme sau croitorul. Dar v-ați face vreodată operație estetică? Da, dacă mă deranjează ceva, mi-aș face, n-am nicio problemă legat de asta. Și sunt de acord să-ți îmbunătățești. Nu sunt de acord, în schimb, cu exagerările. Nu sunt adepta buzelor foarte mari, nu sunt adepta modificărilor majore, dar dacă, să zic, ai un nas care te deranjează și vrei să-l retușezi, dacă vrei să-ți modifici sânii care poate în urma nașterilor au rămas lăsați sau așa, sau abdomenul, n-am nicio problemă să-ți îmbunătățești anumite aspecte, dar totul în limita rezonabilului. Deci eu zic că în orice trebuie să păstrăm o limită și exagerările sunt periculoase, mai ales la ceea ce vedem în jur astăzi cu ceea ce se promovează. De-aia de multe ori le spun și pacientelor mele, trebuie să vedem, să avem grijă, să nu exagerăm. Lucruri frumoase, de bun simț, eu zic că trebuie făcute și orice femeie ar trebui să-și facă. E adevărat că mulți stă și noi zicem că frumusețea vine din interior. E adevărat că ești ceea ce mănânci. Da, e adevărat și alimentația contează. De asta și am un stil de viață sănătos care să include o alimentație sănătoasă și sport. Că degeaba vii și îți faci liposucție, te duci acasă și mănânci. Prima dată trebuie să te duci la sală, trebuie să-ți iei o dietă și pe aceea la chirurgul plastician sau la estetician. Dar dumneavoastră ce alegeți între carne și salată? Dintre o friptură bună și o salată? De regulă încerc să mănânc sănătos și mănânc salate, dar îmi place și carnea și salata o combin cu carnea uneori, dar încerc să mănânc sănătos, pentru că dacă mănânci numai carne, normal că nu este bine. Încerc fructe, legume mult, am renunțat la zahăr, de exemplu, nu mai beau cafea cu zahăr, că mi-am dat seama că e toxic, nu mănânc multe dulciuri, pentru că după vârstă se începe să și depună. Și atunci, dacă nu ai grijă, e mai bine să previi decât după aceea să tratezi. Dar deci, când aveți poftă de dulciuri, da, vă preparați acasă sau vă cumpărați? Nu am timp să... Singurul lucru care l-am făcut, prăjitură, a fost tiramisu, care mi iese foarte bine și o fac, dar așa rar, că nu am vreme și rest prepar. Dar în tiramisu puneți zahăr? Da, da. Nu, cu zahăr. Nu, că nu-s așa, deci nici chiar așa fix. Am renunțat la zahăr, la cafea și încerc să renunț la dulciuri, dar nu mănânc, săptămânal mănânc dulciuri, dar nu zilnic, nu mult. În încheiere, dacă ne spuneți, cum înțelegeți dumneavoastră fericirea? Ce vă face fericită? Fericirea? Mi se pare așa un termen de greu de definit. Cred că, la un moment dat, fericirea e relativă și cred că este temporară. Poți să te simți fericit sau nefericit. Nu cred că e o stare de bine continuă. Poți să fii fericit în viață în anumite momente, când termini facultatea, când iei un job bun, când te căsătorești, când naști un copil. Cred că e o stare de fericire care cumva o simți atunci, într-un moment. Cred că, de fapt, sunt o mulțime de momente fericite în viață. Cumva, nu cred că poți să zică, sau poate să zică cineva că este fericit tot timpul. Cred că fericirea este o succesiune de momente în viață, mai degrabă poți să spui că e o stare de împlinire, de mulțumire, continuă cu tine însăți. Dar fericit, cu adevărat, continuu, nu cred că ești. Mulțumim încă o dată pentru prezență. Eu vă mulțumesc. Vă mai așteptăm cu drag și cu altă ocazie. Mulțumesc frumos. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN. Iubim apa.